Iată, ne-a ajuns la un moment de sărbătoare și anume aniversarea celor 60 de ani de existența Casei de Cultură a Studenților. Alături de mine sunt colegii reprezentanții celor trei federații de studenți ce activează în cadrul Casei de Cultură, ce activează în mediul studențesc din Iași, pentru că fiecare ligă studențească din Iași este afiliată unei federații, iar cele trei federații sunt astăzi alături de noi la acest moment de sărbătoare al Casei de Cultură a Studenților. Totodată, alături de noi este și colegul nostru Andrei Mihai Adrian, cel care a câștigat concursul de logo CCS 60. Încă din momentul în care am anunțat că vom sărbători cei 60 de ani, am și organizat un concurs pe pagina noastră de Facebook, în care studenții au avut posibilitatea să-și aleagă identitatea vizuală pentru această frumoasă aniversare. Identitatea vizuală ce o regăsiți pe toate materialele noastre organizate pentru acest eveniment. Am promis încă de atunci că câștigătorul va avea un premiu. Acel premiu constă în posibilitatea de a participa la toate evenimentele Casei de Cultură ale Studenților și la toate spectacolele, chiar dacă sala este închiriată și sunt organizate de către alte entități, câștigătorul o să aibă posibilitatea să participe la acele spectacole. Am pregătit acest card pentru Andrei și vreau prin intermediul acestei conferințe de presă să-i mânez acest card. Te rog, Andrei, uite, asta e pentru tine. Timp de un an de zile, până în octombrie 2018, o să ai posibilitatea să participi la toate spectacolele noastre. O să te rog să punctezi puțin cum ai creat logo și câți prieteni au lucrat ca să reușești să câștigi. Da. Bună ziua, în primul rând. Creația logo-ului nu a luat mai mult de 2 zile, datorită faptului că am plecat de la ideea. A zis cineva odată că orice arată mai bine într-un cerc. Și pornind la ideea asta, am zis să aleg o formă geometrică, după cum se vede pătratul colțul rotunjite. Dar mai departe, folosind motivele tradiționale din zona Moldovei, am încercat să... aceste motive tind să reflecte tradiția transmisă de CCS de-a lungul celor 60 de ani de existență. Ca și prieteni care au luat parte la această victorie, ca să spun așa, datorită lor mă aflu astăzi de aici. Am avut norocul și am norocul de a avea prieteni foarte mulți și foarte buni care au votat imaginea pe care o vedeți astăzi în fața mea. Ok, mulțumim, Andrei. Noi îți mulțumim încă o dată pentru că te-ai implicat și că ai ales să ne trimiți acele propuneri de logo. Logo ce astăzi îl găsim pe toate materialele noastre. Ceea ce aș vrea să mai punctez este că constăm faptul că cele trei federații sunt direct implicate în aniversarea noastră și aș vrea să-i las pe fiecare dintre ei să puncteze implicarea pe care o au în tot acest eveniment, faptul că vor participa la Ziua Porților Deschise începând de astăzi în intervalul ora 17:21, s-au oferit invitații pentru concertul cu Filarmonica din această seară începând cu ora 19. Totodată la gala noastră, gala CCS 60, ce va fi organizată mâine la ora 17, fiecare federație în parte este direct implicată în partea de organizare și totodată concertul aniversar și petrecerea studențească sunt iarăși motive care duc la o creștere a implicării fiecărei ligi studențești, fiecărui student în parte. Eu aș vrea să îi las pe colegii mei să puncteze și ei puțin câteva cuvinte implicarea fiecărei ligi, fiecărei federații și ligii totodată în cadrul aniversării noastre și faptul că fiecare dintre ei sunt parte a Casei de Cultură a Studenților. Cred că e frumos să vă las pe Livia, pentru că ea în de față și are un festival studențesc. Mariana a încheiat un festival, Livia a început un festival și cred că e important să punctăm aceste lucruri. Mulțumesc! Numele meu este Livia și sunt vicepreședinte USR al Uniunii Studenților din România. În această perioadă, adică 1-14 noiembrie, avem un festival, se numește Unifest, care este la 16-a ediție și ne-am gândit că tot prinzând aceste
trei zile de aniversare CCS60, să includem oarecum în programul nostru aceste evenimente. De aceea, astăzi, de la ora 17, vom începe un treasure hunt, am zis noi, dar de fapt e o competiție și o aflare a tuturor camerelor secrete din Casa de Cultură, adică le oferim studenților să afle camerele secrete, pe unde sunt ele, toate scările, toate colțișoarele. Și astăzi, încă de la ora 17, va fi o agitație foarte mare prin Casa de Cultură. Avem deja, cred că, 150 de studenți înscriși, pentru că am făcut un formular pentru acest eveniment. Avem și 27 de basarabeni care vin cu ocazia altui eveniment în Iași, dar am dorit să implicăm și pe ei în acest eveniment. În seara asta, la fel, colegii noștri vor participa la spectacolul oferit de filarmonică. Mâine vom fi iarăși aici, atât ca să ajutăm la partea de organizare, dar și la spectacol, adică vom fi spectatori la un moment dat. Iar pentru duminică, ne-am propus să ne mobilizăm într-un număr cât mai mare, pentru că e un eveniment pentru noi, pentru studenți, pentru toți studenții din Iași, și considerăm că niciun student nu ar trebui să rateze spectacolul de duminică. Mai ales că toți iubim vama și ne amintim de toate momentele frumoase petrecute la mare, în special. Mulțumim, Livia. Te rog, Adel. Mulțumesc, Bogdan. Numele meu este Adelina Târnovanu, sunt vicepreședinte Relații Publice la ANOSR, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. Noi colaborăm foarte bine cu CCS-ul la momentul actual, suntem bucuroși de această colaborare, motiv pentru care am și decis să ne implicăm activ în aniversarea de 60 de ani a Casei de Cultură. Suntem aici prin intermediul organizațiilor pe care noi le avem. Vom fi, așa cum a punctat foarte bine și Livia, prezenți la toate evenimentele pe care Casa de Cultură le pune la dispoziție pentru noi. Vom fi atât organizatori cât și spectatori, ca să citezi. Și, bineînțeles, colaborarea noastră nu se va încheia aici, urmând să dezvoltăm cât mai multe și pe viitor. Mulțumesc, Adelina. Te rog, Marian, pentru că tu ai încheiat și un festival și poți să punctezi mai multe. Mulțumesc. În primul rând ar trebui să zic la mulți ani CCS, dacă ar trebui să o luăm cu începutul. Mă numesc Marian Dalvan și sunt vicepreședintele Uniunii Naționale a Studenților din România. Mă bucur să fiu astăzi aici, dintr-un simplu motiv, că la această masă se află tineri, se află exact oamenii, pilonii principali pe care ar trebui să se bazeze Casa de Cultură a studenților. Adică dacă este a studenților, păi să fie a studenților. Mulțumim, Bogdan! CCS60 înseamnă mult pentru noi studenții, înseamnă în primul rând un sprijin pentru noi, un pilon de dezvoltare, o modalitate prin care aici ne întâlnim prietenii, aici ne formăm, aici ținem training-uri, aici mergem la spectacole, aici facem lucruri minunate. Aici avem amintiri. Deci CCS înseamnă mai mult decât o instituție care vine în sprijinul nostru, înseamnă o amintire în viața noastră de student și cred că lucrul acesta este foarte important. Invit pe această cale toți studenții din Iași să vină, indiferent că fac parte din federațiile studențești, asociațiile studențești, să vină alături de noi la acest weekend minunat de aniversare a CCS-ului. Tocmai ce s-a finalizat un festival studențesc, studențiada al Uniunii Naționale a Studenților din România, un festival încheiat cu succes, un festival căruia trebuie să-i mulțumim și lui Bogdan și Casei de Cultură a Studenților pentru sprijinul oferit, un festival care încearcă de fiecare dată să pună pe prim plan studentul și să încerce să-l introducă în viața studențească și să-l ajute să crească. N-aș vrea să mă mai întind încă o dată la mulți ani CCS și sperăm să avem un weekend fără ploaie, în primul rând, ca să avem activități reușite. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria! Eu aș vrea să, în încheierea conferinței de presă, să vă spun că alături de noi, în sală, se află soția regretatului regizor Aurel Luca, pentru că încă de la momentul trecerii neînființa domnului Luca, am punctat de la bun început, și anume că sala ludic vom numi Aurel Luca. O să vă invit pe toți să vedeți colțul pregătit pentru ludici, colțul Aurel Luca, cum l-am intitulat noi, și faptul că sala se numește momentul de față Aurel Luca, și acolo să găsiți toate trofeile obținute de-a lungul anilor de către acest minunat regizor, de către ludicii, cum sunt cunoscuți, de către toți cei care au ales teatrul studențesc
și au ales să se implice în viața casei de cultură a studenților. De aceea vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitației. O să vă rog împreună cu colegii mei și, bineînțeles, cu doamna Luca să mergem împreună și să vă prezentăm tot ceea ce a însemnat istoria Teatrului Studențesc. Repet încă o dată și mă ține cuvânt, și anume cuvântul în care regretatul regizor a trecut în neființă. Am promis că vom crea un moment, un loc al Teatrului Studențesc, vom crea un loc pentru memoria lui Aurel Luca, cel care a dus Teatrul Studențesc la pe cei mai înalte culi. Iată că m-am ținut de cuvânt, doamna Luca a lucrat îndeaproape cu mine, a ales să ne pună la dispoziție toate trofeile ce le avea domnul Luca și o să găsiți în momentul de față aici toate trofeile obținute, avem colțul pregătit pentru dumnealui cu toate trofeile, vom avea și sala, o să vedeți că i-am schimbat numele și va fi sala Aurel Luca. Iar, bineînțeles, și colegii, cei care au activat în Teatrul Studențesc, sunt astăzi alături de noi. Da, o să vă rog să am luat împreună să arătăm ce a făcut colegii. Da? De bucurie și de prietenie și în acest moment pe care îl dedicăm celui care a fondat și care a fost sufletul Teatrului Studențesc Lyric, un regizor Aurel Luca. Cum dânsului nu-i plăceau decât tăcerile teatrale, aș propune ca în locul momentului de reculegere să-i transmitem ceea ce au transmis mii de spectatori de-a lungul a 40 de ani. Aplauzele noastre și recunoștința alături.